Bună, Simia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută foarte, foarte mult. Deci, știți că Iuliana a fost eliminată pentru că chiar n-avea niciun rost, n-a încercat să se apropie de niciun băiat, nici de Roberto, care a plăcut-o cât de cât, la început, da. După aia, când a început să vorbească, și-a dat seama că nu-i căutarea unui bărbat și prea tânără, 20 de ani, 21, cât are, sub nicio formă n-a venit să se mărite. A venit și a să vadă la televizor, ca toată lumea. Să știți că și eu tot de-aia am venit. Am vrut să văd cum apare la televizor, dacă mă face mai grasă, mai slabă, mai grasă. Am văzut când a plecat, în aplauze, ca toată lumea, aproape toată lumea, s-a îmbrățișat chiar și cu bunii de care n-a prea fost apropiată, s-au pupat, s-a îmbrățișat așa mai ușor, să spunem, cu Roberto, dar zâmbea. Ea cred că ar fi vrut să plece. Oricum n-avea ce să facă în casă mireasa, așa, n-are rost să șadă. Să plătească staful salarul, zic și eu. Dar a fost invitată la capricii de Gabriela Cristea, au stat acolo, au fost invitați și câțiva concurenți care sunt încă în casă, normal, trei invitate, nu le mai rețin numele, au stat de vorbă normal, întrebările normale care le pune Gabriela, dar să știți că și pe mine mă obosește Gabriela Cristea. Când începe cu bărbatul meu și când începe cu să povestească de copiii ei, parcă toată lumea are copii. Eu am. Majoritatea oamenilor au copii. Cum să n-ai copii? Și înainte cu o seară să fie eliminată, a avut o discuție în contradictoriu cu Roberto. Ea nu că era atrasă de Roberto, nu. Și cred că nici el nu a mai fost ea, poate la început puțin. Dar îi plăcea foarte tare să se contrazică cu el. Adora asta. Era cel mai perfect dintre toți pentru discuții contradictorii. S-au contrazis pe niște teme de cuplu. Că dacă eram noi căsătoriți și eu eram liberă și tu lucrai, ce se întâmpla? Asta e un lucru foarte, foarte urât, să ceri la cameră. Să știți că telespectatorii, mai ales susținătorii, văd ce ai nevoie, pentru că este destul să discuți. Cum ar fi aniversarea a două luni, trei luni. Discute ei doi între ei. Spectatorii văd asta, cel puțin fanilor. Dar dacă cer la cameră, par milog. Cum face și Hatice cu Mihai. Măcar ea cu tupeu cere. Vrem asta și nu lucruri ieftine. Adică omul nu-și permite el să mănânce creveți și caviar și mai știu eu ce. Dar trimite la casa mireasa. Vedeți? Totul e o mare minciună. Nu s-a trecut peste minciuna Mariei și chiar n-a fost nicio minciună. Pentru că ea, în momentul când a spus un lucru, când era cu Irina, a crezut în momentul ăla. După aceea, la vreo două zile, se zice, m-a schimbat părerea și a spus altceva. Asta nu înseamnă că e minciună. Și eu fac așa și toți facem așa. Pentru că la momentul acela, când spun, afirm ceva, eu îl cred. Dar după aceea pot să schimb părerea, că părerile se schimbă. Nu e bătut în cuie nicio părere. Și din afară se vede cum că am spus minciună. Nu e minciună. Absolut deloc. Doar o schimbare de părere. Și încă ceva ce m-a frapat și nu doar pe mine, că am văzut comentarii, și dacă am văzut că și alții spun același lucru, înseamnă că e adevărat. Prima dată a fost tas cu întrebările incomode, cei singuri au pus întrebări celor din cuplu, care a fost cel mai sincer, n-a câștigat mare lucru, o noapte în cort. A câștigat, nu contează ce, a câștigat. Dar când cuplurile au pus întrebări celor singuri, s-a lăsat cu eliminare. De ce nu a câștigat și? De ce nu trebuie să premieze, cu ghilimele, pe cel mai nesincer? De ce? Trebuia să premieze, fără ghilimele, pe cel mai sincer, nu pe cel mai mincinos. Deci, asta e minciuna staffului. Totul e o minciună acolo, să știți. Nu e nimic real. Bineînțeles, concurenții seriali, certurile dintre ei seriale, dar, în general, e un scenariu. Un scenariu după care trebuie să joci. Bine, tu improvizezi, joci ce vrei, dar trebuie să ții cont de scenariu. Pentru că nu se poate. Care nu ține cont, ați văzut ce se întâmplă la Simona. Simona, de când e prietenă cu Hatice, am văzut că i-a luat caracterul. Nu mai recunosc pe Simona, care era tăcută și liniștită. Ce s-a întâmplat cu ea? Dacă Hatice se ia de Maria, se ia și ea de Maria. Am văzut că Hatice tot o provoacă și o lasă pe Simona să vorbească cu ea. Ea stă deoparte și zâmbește. Am văzut în baie, Maria lăsase un prosop. Lăsase nu pe jos, nu să încurce pe cineva. L-a lăsat acolo pentru că ieșise din baie și câteodată chiar n-ai timp.
dacă se aude ceva afară sau bate gongul sau e un mesaj pe televizor, trebuie să lași tot și să fugi să vezi. Oricum s-a întors, imediat s-a întors, dar Simona s-a apucat să-i atragă atenția și plus că Simona a luat prosopul de pe jos și știa că e al ei și l-a aruncat și i-a zis Mariei, am găsit prosopul ăsta, cumva e al tău, dacă e al tău, pune-l la spălat sau fă ceva cu el, nu-l lăsa pe jos. Dar el a luat și l-a aruncat. Apoi, când altă dată, când a ieșit Maria din baie, ați văzut baie în duș când faci ce fac fetele, sau mamele, adică toată lumea, la, și la valiera, când n-ai ce să faci cu ea în baie, că se udă și 300 de euro, mă, și spus mie să-mi judea că e 300 de euro. Așa. După aceea a ieșit, dar cei din stat văd asta și dacă stai mai mult fără la valieră și vorbești, imediat te atenționează sau îți dă amendă. Am primit și o amendă. Am primit 30 lei. Am plătit-o. Chiar scriam pe foaia aia la... Eu scriam, nu așteptam să scrie. La joi țineam noi, unde făceam lista de produse, scriam pe listă. Amendă 30 sau cât aveam. Și s-a apucat să-i atrag atenția, că nu se face așa ceva, să lași la valiera, puneți-o. Dar asta nu-i treaba Simonei ce face Maria cu la valiera. Și dacă nu vrea să o pună, ea plătește amendă, nu plătește Simona. Sau poate zice pe ea din bugetul comun banii să plătească amenda. O să ia din bugetul ei personal. Nu știu de ce s-a făcut și această Simona. Destul că îl controlează și se poartă cum se poartă cu Andrei. Acum a luat-o și cu Maria. Dacă era el două zile libere, parcă zis miercuri și joi, și ea lucra, el ar fi ieșit în oraș. Ea îi tot dădea înainte, asta am discutat și la date, asta am discutat și la date. Așa îi tot spunea lui că am discutat și la date. De el înțelesese altfel că a spus că n-aș fi lăsat prietenii pentru tine, iar ea, asta a înțeles ea, iar el a spus că nu, că ar fi lăsat prietenii, dacă aveau două, amândoi erau liberi în acea zi, ar fi lăsat prietenii lui ca să-și adă cu ea. Ea a înțeles invers. Apoi, nu știu, n-am văzut date-ul, am văzut puțin, dar nu, discuția asta n-am auzit-o, așa că eu cred că amândoi au dreptate. Fiecare are dreptatea lui, ca întotdeauna. Așa e. Când sunt doi care se contrazic, fiecare are dreptatea lui. Și insistă, fiecare insistă. Un lucru, dacă este privit de 100 de oameni, fiecare îl vede altfel. Așa că nu poți să spui că celălalt a mințit. Cum e și cu cifra 6. Când stau doi oameni în față în față, unul vede 9, unul vede 6, nu? Amândoi au dreptate. Așa că... Cum a fost la task-ul acela cu întrebările incomode, când Hatice și Mihai a întrebat-o pe Maria diferite lucruri și după aceea ziceau că a mințit. A mințit Maria. Bine, a mințit, dar tot concursul, toate emisiunile sunt o mare minciună, peste tot doar minciuni. Nu-i nimic real, să știți, absolut nimic. Sunt minciuni, tot ce vedeți e o minciună. Așa că dacă a spus și Maria o minciună, se trece cu vederea. Dar ei nu văd marea minciună din casa Mireasa, în care trăiesc toți. Cel mai bun exemplu e locul întâi ocupat de Hatice, de la începutul emisiunii, când a detronat-o pe Sabrina. A fost și Cătălina o perioadă. Acum văd că a scos-o și pe Cătălina din top, gata, scos-o și pe ea. Fetele cu minți n-au ce căuta în top. Topul este pentru cei care fac materiale. Așa că degeaba votăm noi. Absolut degeaba. Cheltuim niște bani iurea. Cheltuim și ne cheltuim și cu aceste cadouri. Așa când îi ziua cuiva. Că cer, trimitem. Dar Andrei e mulțumit, am văzut că e foarte mulțumit de ea. El, săracul, cred că n-am mai văzut femeie, cu toate că a zis că a avut el multe femei. V-am spus de ce a avut multe femei și nu doar el. Toți care zic că au multe femei, înseamnă că au avut reclamații de la ele. N-au fost ok și au plecat-o. Prefera să plece. Așa și Andrei. A avut o femeie, a văzut ce fel de om e, s-a dus, să nu zic și altceva. Că nu stă în caracter. Cătălina... foarte liniștită, dar am văzut că a început și în ultimul timp să vorbească și foarte bine a făcut, păi de ce să nu vorbească? Când are dreptatea ei, vorbește. Uite că iar e soare și iar îmi vine în ochi și iar fac ochii mici. Abia dacă văd. Foarte cald astăzi, vreme de plajă. Deci, Cătălina a primit un pachet, parcă era de la sora lui Vlad, tot felul de lucruri, ați văzut cum primești la familie. Nu știu dacă umblă cei din staff, dacă bagă mâna în pachetele de la familie, să știți că pachetul meu a băgat mâna. Și nu odată. Și știu și cine. Iar sora lui Vlad, care a trimis pachetul, i-a trimis niște pantofiori Mariei și a spus, erau foarte frumoși, i-am văzut și eu, micuți, nu știu, 36, 37, nu, eu doar dacă îi cumpăr să-mi pun în vitrine să mă uit la ei, că niciun caz nu-mi intră mie la picior am. Dar zicea Cătălina, mi-a plăcut că făcea, vai cât îți de frumoși, că ar fi trebuit să-i opresc eu, dar i-a dat până la urmă. Cătălina e un om foarte bun, așa sufletistă,
Dar unii spun că e rece. Mie nu mi se pare că ar fi rece. Ce să facă, să-și adă călare cum stau alții în continuu pe blat? E cu bun simț, aș putea spune, nu că e rece, că dacă ar sta fără camere, n-ar fi așa. Dar cei fără bun simț, cum sunt ocupanții locului întâi, puși de staff, subliniez, puși de staff, că niciun om sănătos la minte nu i-ar vota. Doar ei stau călare și să ling și să nu mai folosesc cuvinte din astea, chiar nu-mi plac. Chiar nu-mi place să folosesc cuvinte de astea, dar asta e adevărul. Am văzut și niște comentarii pe Facebook, că gata, Maria a picat de pe locul întâi și că e hatice, că ea are drepturi pe locul întâi și nu știu. Nu știu cum se implică unii, nu au viață personală. Eu măcar trebuie să mă uit că trebuie să fac vlogurile. M-am apucat să le fac, le continui, nu vreau să renunț. Dar nu înțeleg pe ceilalți ce se implică. Eu nu mă implic în viața nimănui. Doar văd și comentez. Nu-mi pasă, nu susțin. Atât o plac pe Sabrina. O plac pe Sabrina pentru că o fată foarte serioasă și chiar îmi pare rău de ea că a căzut de pe locul întâi. Chiar merita. Chiar merita. Și atunci la întrebări, la task-ul cu întrebările incomode, trebuia ea să fie reporterul, ea cu Dima, nu cei doi care abia vorbeau și abia articulau cuvintele. Mai mult s-au făcut de râs, cel puțin el nici nu vorbea fără aprobare. Se uita la ea să vadă, lasă să vorbească sau nu. Chiar am văzut pe Facebook o fotografie, arăta o femeie cu un cățel. Iar a tăiat capul din fotografie și a pus la femeie, a pus capul Hatigei și la cățel capul lui Mihăiță. Că îl ține pe post de cățel și eu am impresia asta, câteodată da. Pentru că el n-are niciun cuvânt de spus în fața ei. Și cât se dădea mare când intra, să el vrea să aibă și să fie. Nimic din toate astea, nimic, 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 absolut nimic. Nimic din ce a visat el să aibă femeie. E de râs, nu. E de plâns dacă n-ar fi de râs, cum să zic. Sunt jalnici oricum, jalnici. Cam asta a fost până acum, ce am avut să vă spun. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută. La revedere!